Auleu. Măi, Hans, măi, mulțumește lui maică ta, tanti Helga, că tare bun ceai. Mi-a fost frig. Ce frig e. Și măi, Hans, măi, mi-am amintit o întâmplare de iarnă. Cu zăpadă, cu nămeți și nici nu-ți trece prin minte ție unde s-a întâmplat. Tocmai în Elveția. Ai auzit de Elveția? Nu e aici, mă, la Neudorf, la nou să se scrie, departe. E dincolo de Austria, de Germania și pe acolo, lângă Alpi, munții plini de zăpadă și de creste ascuțite, acolo s-a întâmplat. Și hai să spun povestea. Era o iarnă geroasă. Acolo toate iernile cu zăpadă mare, de jumătate de metru. Și într-o localitate, Gerstental, se știe nemțește, Gerstental, era o biserică frumoasă, măricică, știu eu, încăpeau acolo și 150 de oameni, care veneau din toate împrejurimile, că nu erau în fiecare cătun biserici. Și în Waldberg, acolo într-o localitate care era la vreo 6 km mai jos, locuia mai marele biserici, adică prezbiterul. Un om cu stare, un om ordonat, cu o nevastă Heidrun, îl chema Franz pe el. Pe ea Heidrun și pe băiat, avea un băiețel de 8 ani, îl chema Horst. Heidrun, Franz și cu micul Horst. Și era o zi de vineri, în zarvă mare, se pregăteau, pentru că urma în zilele următoare să vină, ghici cine, noul pastor al lor. Venea împreună cu vechiul ca să-i predea biserica, când bătrânul pastor, pe pastorul bătrân îl chema Mühlmann, iar pe cel nou Rösner. Nu-l cunoșteau pe Rösner, nu știau cum e, cum arată, dacă e tânăr, dacă e la vârsta asta de 50 de ani. Îl cunoșteau însă pe bătrânul pastor Mühlmann, care ieșea la pensie și nu a rămas bun. Și îți dai seama, doi predicatori într-o biserică, unul pleacă, altul vine, s-a adunat lume. Dar ce-ți spun eu, nu s-a întâmplat atunci, cu câteva zile înainte. Și cum Franz era prezbiterul, povara de a-i primi pe oaspeți, de a pregăti mâncarea, de a-i culca, de a încălzi camerele cu lemn, să duduie soba, cădea în sarcina lui. Și era chiar ziua dinaintea sărbătorii. Nevastă sa, Heidrun, o femeie voinică, făcea acolo și friptana, și cartofi, și mazărea, și prăjituri, și cozonac. Ei, înghețată nu e iarna, măi băiatul. Iarna nu se dă înghețată, că mor la gât, dar a făcut bunătăți. Și nevasta îi spune, băi, Franț, du-te afară și adu niște lemne pentru sobă, că mi s-au terminat. Aduc nevastă. Și pe timp ce și-a pus cojoaca, căciula în cap să aducă lemne, a ieșit pe drum, un drum care urca, un om, ai de capul, un amărât. El a avut că înota zăpada până la aproape de genunchi. Pe acolo nu se merge decât cu calul. Dacă ai o sanie, o șaretă, ceva cu cai, sanie, aia mai merge. Ei, și ce să spun? Omul era amărât, avea o haină mai veche pe el și noroc că l-a văzut pe Franz și zice, bună seara, sau bună, era după amiază, așa, era după amiază. Bună ziua, domnule, guten tag, cum sunește înălțește. Bună ziua, dar stai cu un amărât de vorbă, ia-i treabă. S-a dus el la lemne și când venea, zice, nu vă supărați, puteți să-mi spuneți mie cât mai e până la Gerstental.
Omule, 6 kilometri. Pe vremea asta nu știu cât îți ia. Nu vă supărați, mai stați o clipă. Vreți să-mi spuneți? M-a pătruns frigul, până curei lung. Mă tem să nu degier. Mă primești, domnule, câteva minute să mă încălzesc. Oh, ce cerere! Îți dai seama, când suntem noi ocupați să vină, o fi cerșetor, o fi pădurar, o fi și un străin, pe cine o căuta? Zice, stai să întrebi pe nevasta. Și intră unul și spune, Haidrun, un amărât, nu știu cine e, vrea să se încălzească la noi. Acum, la ora asta, nu vezi că e plină casa? Ce să-i zic? Păi, oamenii știau că-s buni creștini. Ce o să zică lumea? Bine, hai, cheamă-l. Zice, aici, în hol. Îi pui un scaun în hol. În hol era cald. Hai, omule, ia, vino aici, stai aici, aici. Mulțumesc frumos, zice, vă mulțumesc frumos. Și a stat săracul acolo, of, era degerat și picioarele ude le-a pus lângă soba, așa, știi? Și se uita, mirosea mâncăruri, îți dai seama. El flămând, cine știe de unde venea, se uita spre bucătărie și zice, dacă aveți bună voința, un ceai cald și, dacă se poate, ceva ca să prind la inimă. Să văd ce zice nevasta. Și nevasta spune, păi asta îmi trebuia mai acum. Un amărât, o fi un cerșetor. Să vină acum, ce să-i dau? Zice, dai niște felii de pâine, pune acolo o ceapă, câteva felii de brânză și vezi ceai, niște ceai, așa cum mi-a dat tanti Helga, un ceai grozav. Și ce să vezi? Omul stătea, picioarele la sobă, cald. Numai că franse tot uita la pendulă. Trebuia să vină pastori. N-au venit pastori. Ce s-a întâmplat? Nevasta îi spune, vezi că e zăpadă mare. Poate că nu mai veni. Și bate ceasul, dang, ora 6. Zice omul, mulțumesc pentru bunătate. Mă gândesc acum să plec. Când iese afară, parcă era perdea de zăpadă. Mingea, știi cum, că nu vedea la doi pași. Domnule, zice, ce fac eu acum? Că pe drumul ăsta, dacă plec, mă mănâncă lupii, mă, nici nu știu drumul. Aș putea, vă rog, aș putea să rămân la dumneavoastră doar pentru noaptea asta. Dacă plecai când ți-am spus că sunt 6 kilometri, dacă erai înțelept puțin, nu te găseai acum în situația asta. Nu știu, să văd ce o spune nevasta. Și când îi spune nevestii, na, destul. I-am dat mâncare, i-am dat căldură, să plece. Dar o să moară ăsta, amărâtul ăsta. Dar ce să-i fac? Să-l primesc în casă? Nici nu știu cine e un străin, să-i dau casa pe mâna lui? Tu știi că avem și noi cămară, avem și noi lucruri în casă de preț, să-i dau? No. Și bărbatul, parcă el mai milos sau mai rușinos, zice, prin nevastă, oi pune noi acolo un hol sau un bucătărie, o saltea pe jos. O saltea. Zice, bine, pune-i tu, că eu nu-i pun. O saltea, o pătură. Dar și o penă. Iau aia de la câini. Era o peniță unde stăteau căței. Bine, el îi face tot cât poate mai frumos. Uite, omule, dorm și matale aici. Când o veni noaptea, dang, sună ceasul, ora 8. Ei s-au dus la masă, la ora 8, cina. Era masa pregătită pe voi, a doi predicatori care trebuiau să vină și n-au ajuns, că era iarnă, era greu. Erau cu față de masă albă, impecabilă, cu tacâmuri de porțelan, cu linguri furculițe de argint, cu cristale. Și acolo erau mâncăruri, una, două, trei,
niște feluri. Și bărbatul zice, băi, nevastă, hai, am făcut-o până acum. Cheamă-l pe amărâtul ăsta la masă. Zice, fă ce vrei, că nu mă mai bag, zice nevastă, lasă-mă în pace, muncesc pentru străini. Ei, hai, vino, mănâncă și tu cu noi aici. Te-ai spălat? Da, bine, hai. Îl pun la masă. Și sigur că au făcut rugăciunea, ca bun creștin. Franța a rugat, Doamne, binecuvântă mâncarea. Și ai milă și de omul ăsta. Amin. Și pentru că a venit și Horst la masă, Horst era curios, se tot uita la nenea ăsta. Zice, auzi, zice Franț, Horst, ia, spune tu poezia, psalmul pe care l-ai învățat tu sabatul trecut. Și Horst se uită la străini să facă impresie. Și spune psalmul ferice de ce, pa, 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 și spune tot. Bravo, zice străinul, dar știi Biblia, bravo. Dar mama mai spune, ia, spune poruncile. Tata întreabă Horst, câte porunci sunt? Și Horst, la un moment dat, intimidat, s-a uitat la străin și întreabă pe el câte sunt. A uitat o clipă și străinul spune 11. Ha! Auzi tu ce spune? 11 porunci? Ia, Horst, câte porunci? 10, zice el și-a amintit. Ei, vezi? Dama tale, ai Biblie? Am, zice bătrânul străinul. Da, mai citești în carte? Și el zice, păi, când eram de vârsta lui, citeam Biblia. De o parcă știu că-s 11. Nevastă zice, n-a auzit nici atâta cultură pe el. Horst, adu Biblia. Horst aduce, îi deschide cu coana și zice, ia, câte sunt numerele? 10? 10, zice el, dar eu parcă tot știam că-s 11. Domnule, zice, sunt indignată. Chiar atâta lipsă de respect pentru cuvântul lui Dumnezeu. Să nu mai aud asta. Am terminat. Și îmbufnată băga sub nas mâncarea, supărată că omul ăsta care intră în casa lor n-are nici pic de cunoștință că sunt 10 porunci. Ei, s-a terminat mâncarea. Hai, la culcare! L-au trimis în bucătărie. Omul săracu cu pantaloni uzi pe el, s-au mai uscat, e drept, s-a culcat acolo, a dormit și dimineața se trezesc toți și Franța îi spune, nene, fii atent, ai un sfert de oră, după aia noi trebuie să plecăm. Pentru micul dejun, uite, ți-am pus pe măsuță aici 3 felii de pâine, 2 felii de brânză și ceai. Mănâncă repede și hai la drum. Mulțumesc frumos pentru găzduire. A mâncat și a luat căciula. Le-am mulțumit, sărut mâna doamnă. Mulțumesc pentru amabilitate. Mulțumesc, gospodarule. La revedere. Hai, hai. Și a ieșit. Nu mai ningea. Era vreme bunicică. Și a luat-o prin amezi, singur de unul singur. Ei au spus, acum îmbrăcarea repede, scoatem sania, punem 2 cai, aveau cai frumoși de aia de munte și plecăm. Și într-adevăr au mâncat, s-au îmbrăcat, au pus caii la sanie, au scos sania din curte și brrr, jap, jap, și caii mergeau înainte și au trecut pe lângă om. Acum fiecare cu treaba lui, nu? El a venit să meargă la Gerstenthal, noi tot acolo, dar altă treabă. Trebuie să-l luăm în sanie. Lasă-l în pace, e o mare. Și au ajuns la biserică. Biserica plină, la ora 9, au ținut cântări, cuvânt, studiu biblic și așteptau ora 11. La 10 se tot uita afară Franț, care era mai marele locului al bisericii, tot uita, bă, nu vin, vin, nu vin, vin. La 11, fără un sfert, simt că e bai. Și toată lumea vine la Franț, tu ești mai mare nostru, e lumea adunată, pregătește predica. Ce să predic eu? Asta iau de 10 porunci, că tocmai am vorbit despre 10 porunci. Și când să urce, mai erau 5 minute, scârț! Ha! Cine a venit? Străinul.
N-am scăpat nici aici de el. Aoleu! Și venea el pe ușă, se uita în stânga, în dreapta. Toate locurile ocupate. Merge mai în față, coace în câle. Locuri ocupate. Și atunci străinul, nevinovat, face 2-3 pași pe trepte, se așează pe ultimul scaun de la vol. Po! Nu-i nimic, îl dau jos, nu se poate. Și merge la el așa și spune, auzi, dă-te jos, îți fac un loc aici, nu se cade stai acolo. Dar el și-a scos haine așa, mă simt așa de confortabil aici, nu, e bine, mă simt bine, nu, mă simt bine aici, mă simt bine. Și atunci Franț spune, mai iau încă un diacon de la solid și luăm frumos de câte o toartă și îl ducem jos, dacă nu înțelege de bună vorbă. Și s-a dus la ușă la diacon să-l cheme, numai că bărbatul ăsta care să fie avut vreo 50 de ani, străinul ăsta, care după ce a scos haina de pe el, mantaua, se suie la moș și spune, fraților, cântarea numărul 7. Și începe el să cânte. Omul, bă, ăsta știe. S-au ridicat și au cântat. Bun, s-a pus pe genunchi, s-a rugat. După aceea, a luat Biblia. Îți dai seama că nimeni n-a mai făcut nimic. Cum să, după ce a început slujba, să dă jos pe acest străin necunoscut. Și a început. Tema de astăzi, fraților, este porunca a 11-a. Oamenii șopteau, cine e? Păi vorbește ca un pastor. O fi Rösner? Și el deschide Scriptura la Ioan 13:34. Iisus a zis, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu? Așa să vă iubiți unii pe alții. Când și-a dat seama cine este omul ăsta? Era chiar noul pastor pe care nimeni nu-l cunoștea. Ce a făcut? L-am pus să stea la întreb, să doarmă pe saltea. L-am tratat ca pe un terchea, berchea. Auleu! Nevastă sa era la ușă întoarsă cu spatele adunare și plângea de rușine. El nu îndrăznea să ridice capul, Franz. Nu îndrăznea să ridice capul din pământ. Și toată predica aceea parcă a fost focul iadului pentru ei. Uite așa-i perpelea cuvântului Dumnezeu. Sau purgatoriu, cum zic alții. Acolo nu e chiar iad. Și când s-a terminat predica, unul dintre bătrâni a spus, sunteți pastorul Rösner? Aș zis, da. Uite, vezi frigul. m-a afectat. Vă așteptam să vedeți cu pastorul bătrân, Müllemann. Și zice, el s-a îmbolnăvit. Eu am venit pe drum singur. Calul a căzut. A obosit. A murit. Și am urcat singur pe jos. Dar cum ai ajuns aici, nene? Aici în locul vostru sunt oameni de bine. M-au primit. Îi ascultau la ușă. M-au omenit. Capul în pământ. Și au fost oameni buni. Prezbiterul cine-i? Domnul. Domnul Franț. Permiteți-mi să vin la dumneavoastră să mănânc, să stăm împreună, să facem planul de viitor. Ce crezi? Ce a zis? Herr Franz. Eu cred că n-a zis nimic. Numai dădea din cap rușinat și îngrozit. Ei, Horst, ăla era copilul, tu ești Hans. Ia să fim Hans. Ce ai înțeles de aici? Dacă vezi un om simplu, un om amărât, ce ai să-i spui? Cum te porți cu el? Îl tratezi ca pe un nei, ca nimeni, ca pe un om de nimic? Sau îl respecti? Tu știi că toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu? Și ca copiii de Dumnezeu, toți trebuie să fie tratați cu respect.
Poate unui sărac și n-are hainele lui taicătu, cizmarul. Poate alții sunt bolnavi, nu sănătos ca maică ta. Alții sunt poate necăjiți. Fel de fel de necazuri. Nu-s ca tine de bucuros. Hans ține minte și bagă la cap. Porunca a 11-a. Câte porunci sunt? 10, știu, dar câte? A 11-a poruncă. Să vă iubiți unii pe alții. Și asta 11-a, ascultă la mine, că-s bătrân, le taie pe toate. Nu le taie, le împlinește. Dar e mai tare decât toate. Dacă n-ai iubire, geaba ții toate poruncile ca un fariseu. O să ajungi doar pe un loc mai bun, în mormânt. Hai, gata, trebuie să ies afară, oile mele mă așteaptă. M-am încălzit la ele. Hai, pa!